Salut, tare și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vă voi arăta de ce când vă instalați Minecraft-ul, adică acesta, intrați pe el și o să vă dea licență. Eu o să vă arăt cum să nu mai aveți licență. Aveți nevoie de Lucky Badger și, bineînțeles, de Minecraft. Intrăm pe Lucky Badger. Dăm pe astea trei puncte de aici și dăm descarcă patch-urile personalizate. Au fost găsite actualizări. Dăm OK. Apăsăm pe Minecraft și apăsăm aici Menu of Patch. Apăsăm aici și apăsăm fișiere APK fără verificare licență. Mod auto, o lăsăm așa. Și acum așteptăm. Dacă aveți un telefon mai bun sau mai rău, dacă aveți unul mai rău, o să așteptați foarte, foarte mult. Dacă aveți unul mai bun, o să așteptați ca și cum aștept eu acum foarte, foarte puțin. Vedeți deja că este 6 din 6. Aici scrie, vă rog, așteptați. Noi așteptăm. Și să nu apăsați pe nimica. Ok. Aici n-a apăsat OK. Apăsați, accesați fișierul. Instalare și dezinstalare. Da. Și apăsăm și aici, da. Doriți să dezinstalați această aplicație? Da. Da. Ok. Și după ce ne apare să o reinstalăm, dăm instalați. Dați doriți așa. Am așteptat. În curs de instalare. Ok, putem da și deschide și terminat, am terminat. Ok, stați asta să îl duc aici. Și acum o să intrăm pe Minecraft. Dăm continuu. Și avem skin-ul nostru. Avem mapele noastre, da. Iată să mă văd. Aici. Da. Da. Hai că vedem de ce mă cam am avut înainte. Da, să vedem. Și mie îmi place pe clasic. Și ca să nu ziceți că nu merge sau asta, o să creăm o mapă de survival. Stai scumpă. Pe, acum aș vrea pe page full. Hai să băgăm un seed. Hai că-l bag pe ăsta.
Nu vreau 8 junk-uri, vreau 6 junk-uri. Vrem coordonatele. Am vrut să dau keep inventory, dar o să dau chiar acum. Nu vreau să trișez așa că nu o să dau keep inventory. Și acum mergem. Dar uite să-i pun un nou, să-i pun mai încolo puțin. Și acum avem probele noastre mavă și avem ca și pe calculator. Numai că este pe telefon. Uite oaie. Uite și satul acolo. Acolo. Vreau să-mi iau. Toate astea ca să știu unde să mă întorc. Ce are fierarul, hai să vedem. Să iau și mâncarea. Și da. O să facem și un episod acum. O să luăm ce este la fierar în alt episod. Eu am fost Cătălin și ne vedem data viitoare. Pa, pa!